Judecătorii Curții Constituționale a României au hotărât miercuri 6 iulie ca aleșii locali condamnați definitiv cu suspendare să nu-și mai poată continua mandatul. CCR a luat această hotărâre la sesizarea președintelui Klaus Iohannis, făcută după ce Parlamentul votase o prevedere ce îi menținea în funcție pe edilii condamnați cu suspendare. În septembrie 2015, la 3 luni de la depunerea proiectului de lege, Comisia Juridică de Disciplină și Imunități împreună cu cea pentru administrație publică decid cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii. Aceeași zi, inițiativa este respinsă de deputați în plen pe motiv că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru a trece și este trimisă către Senat. Pentru inițiativa legislativă au votat în octombrie 158 de deputați, alți 16 s-au abținut, iar 75 au votat împotrivă. Cu 4 zile înainte de Crăciun, senatorii au votat într-un număr covârșitor pentru adoptarea proiectului de lege, 85 pentru, 4 împotrivă și 5 abțineri. Bineînțeles, decizia curții nu a rămas fără ecou pe scena politică, în timp ce PNL, prin vocea copreședintului Alina Gorghiu, a apreciat că hotărârea curții este firească, ceva mai reținut a fost șeful PSD, Liviu Dragnea, care a spus doar că acum știe toată lumea care e linia. De acum, legea este valabilă și se aplică și în cazul primarilor aleși la scrutinul din 5 iunie 2016.